Salut tuturor, eu sunt Stringer și bine ați găsit la un nou episod din seria de San Andreas Multiplayer. De data asta mă aflu pe rpgmuretimes.eu din nou. Alături de mine îl am pe domnul Pinkso. Salutare tuturor. Bun, ce mai este nou de la ultimul episod? Pentru că eu am mai filmat de câteva ori pe acest server. Da, și vreau să spun, nu știu dacă era sistemul ăsta când ai filmat ultima oară, sistemul de next bonus, pentru că acest sistem constă într-un bonus la fiecare oră fixă. Uitați, acum 43 de minute, adică la 19.00 fix, se va da un bonus automat la server. Acest bonus constă în mai multe chestii și cu cât sunt mai mulți jucători pe server, de exemplu, dacă sunt 100 de jucători pe server, bonusul este mult mai mare. Dacă sunt 5 jucători pe server, bonusul este mult mai mic. Adică acest bonus se acordă și la 8 dimineața, și la 9, și la 10 dimineața, și la 12 se acordă automat. Și la fiecare oră fixă, mai exact. Da, la fiecare oră fixă, adică 24 de bonusuri pe zi. În momentul de față, averea se face destul de ușor, pentru că se acordă aceste bonusuri la fiecare oră fixă, plus ce mai dau și eu așa câte puțin, deci averea se face foarte ușor la moment de față, este momentul să se apuce cu toții. Bun, și ce se primesc la aceste bonusuri? Deci la bonus se acordă XP, Summer Balls cu XP crești în level, cu Summer Balls, uite, stai puțin, îl zic eu imediat când se dai gotul, de uite gotul la mine. Ce ai de ai? Ai de pinsul. 5. Gotul 5. Se mai dau bani, puncte premium și mai sunt șanse să se dea și crate-uri. Uite aici, cu 50 de Summer Balls poți deschide un Open gift. Poți să-mi dai și câteva sau... Da, o să dau la tot serverul, că nu e comandă să se teste, dar nu contează. Bun, perfect. Așa, un mic bonus pentru toată lumea, da. Dacă tot filmez. Hai, vedem ce îmi pică. Da, și mi-am picat XP. 119 XP, mie mi-a picat 4KK. Și crate-uri, ia uite, dă și shop. Slash shop? Al doilea, R-Points. Unul dintre aceste crate-uri îți poate pica gen la bonusul automat, dar dacă tu primești un crate, basic crate, primești și ceilalți jucători, nu doar tu, adică bonusul este la fel pentru toți jucătorii. Da. Și R-Points-urile acestea le poți face și din job-uri, din quest-uri, ce mai acordă și admin și poți cumpăra chiar și tu crate-uri. Vreau să vă spun că de luni, adică peste două zile, că astăzi este bine, se va adăuga Clan Turf, un fel de sistem de war clans pe zone, doar în anumite zone se poate ataca graffiti-ul. Luni cam așa se va implementa pe server sistemul acesta pentru clanuri. Vreau să vă mai spun că pe serverul Discord se fac giveaway destul de mari, cam o dată la 2-3 zile, de exemplu acum este un giveaway cu NRG 500 și extragerea cred că va fi făcută mâine pe la 12 sau ceva de genul, se face automat. Pe serverul de Discord sau... Da, pe serverul Discord, o să fie link în descriere. Da, bineînțeles, clar. De la serverul de Discord. Și vreau să vă mai spun că jucătorii ce își lasă contul între ora 12 noapte, adică 00:00 până la 8 dimineața, X2 peste X2 payday, plus ce se acordă și bonusuri automate la ora fixă. Next payday nu este la ora fixă, este payday individual pentru toți, deci averea se face foarte ușor. Vreau să mergem până la dealership, că am mai adăugat noi premium vehicle la mașini și să-ți cumperi și o mașină. Sau ai deja vreo mașină? Da, /V, nu am nicio mașină. Nu. Atunci cumpără slash mașină, bike vrei, car. Bag și acum stoc la Infernus, bag acum un stoc pentru tine. De fapt bag două stocuri, unul iei tu și unul ia... Bun, slash give money, am acces, poți să-mi dai cash. Asta e, dai imediat. Money, 500. Așa, gata, acum ai acces. Doamne, am un modpack prea mișto, arată totul pe el. Bun. Ți-ai cumpărat Infernus tu? Da. Acum dai și tu, slash V. Da. Am dat. Apasă pe el, spawnează-l. Gata. Și de uite acolo upgrade-ul premium vehicle. Stai. VIP sau nu? Premium. Nu, premium vehicle. Da, avem mai multe sisteme. Avem, deci să spun, avem Neo la mașini, VIP, Rainbow, Stage și upgrade to premium vehicle. Bun, și ce mă oferă acest upgrade premium? Ai 2000 HP la mașină, îl poți cumpăra și tu, de fapt ce l-ai cumpărat. Ai 2000 HP la mașină și îți poți teleporta mașina odată la 5 minute. Uite cum ți-ai teleportat-o și tu acum, sau ți-ai teleportat-o. Acum, am văzut aici că e get vehicle. Te puteai teleporta...
singur. Gata, s-am deblocat. Vreau să-mi pun neapărat și o culoare hidden. Să pun așa un roșu. Noi, după cum știu, majoritatea stage-ul pe toate serverele, știi, te duci tu cu mașina undeva și spoți și spui acolo. Stage-ul la noi, stage-ul se cumpără din shop. Shop, da. Da, primul shop și ultimul acolo, by vehicle stage. Și stage-ul constă în, într-un voucher, deci este voucher stage. Și tu acel voucher îl poți pune tu pe mașina ta, prin... okay, voucher stage level și 1, voucher mă gândesc prin comanda slash vouchers, da. Da, acolo, acolo le vezi și îl poți vinde cu comanda slash 3, dar ca să spui vezi voucher stage level 3, adică să spui stage 3 pe mașină, trebuie să ai prima oară voucher stage 1, voucher stage 2, voucher stage 3. Da. Haideți să mergem și noi la un magazin de haine să-ți prezint un sistem de accesorii. Și până atunci am o întrebare, am dat slash quest și am văzut chestia aia cu job quest. Care e faza cu job quest-ul? Job quest-ul se poate face împreună pentru că noi avem diferite... Acela este, de fapt, job quest este un... faci quest-ul la job. Party quest, noi avem sistem, adică poți face job împreună cu un prieten de-al tău. De exemplu, fish poți face împreună cu un prieten de-al tău sau cu mai mulți prieteni. Vă creați o echipă și vă faceți împreună fish. Dar nu vreau să prezentăm sistemul ăsta, vreau să-l descopere ei când intră pe server. Bun, am ajuns și eu la asta cu haine Gucci. Așa, perfect. Dă-i și tu slash AKKS. Da. Așa. Te dă aici și uite aici îți poți cumpăra accesorii. Diferite accesorii îți poți cumpăra. Pălării, perechi de ochelari, lasere și tot felul. Aceste accesorii pot fi cumpărate cu... puncte premium. De exemplu, am o întrebare, costă... poți să-mi dai și mie câteva PP-uri? Da. 2 PP. Gata, ți-am dat 2000-3000 de puncte premium, să cumperi tu ce vrei. Perfect, dă să mi-l fac puțin cu color style. Bun, ia, back items. Dar eu și chitara pe spate. De toate. Nu ai, pe la noi aici accesurile nu pot fi cumpărate cu... cu bani, doar cu puncte premium. Îmi iau și asta de SWAT. Așa. Și da, un laser. Poți cumpăra aici tot felul de chestii. Și un Rolex frumos. Bye. Poți să-ți cumperi și skateboard, de toate. Să-l ții în mână. Gata, ajungi prea mult. Așa, dă-i, mai dă-i și tu acum... shop. Da. Să mai arăt ce mai e în shop. Avem premium account la 250 de puncte premium. Crate-urile vi le puteți cumpăra chiar și din uite, Epic Crate și Skin Crate îl poți cumpăra cu 60 de puncte premium. Ia cumpără tu un Skin Crate și un Epic Crate. Da, fix asta am și făcut. Și văd că am și un Medium Crate. Dacă deschid, am luat acum un Skin Crate. Și uite, și văd aici Special Skin, Elite Skin. Da, da, cu aceste skin-uri ai beneficii. La job ai... ai mai mult, primești mai mulți bani. Văd că am prins unul de ăsta Elite slash shop. Bun, de asta cumpăr și unul Epic slash open crate. Frumos, Epic crate. Dar văd că și de aici poți să spici un Elite skin din ce am văzut până acum din Epic. Normal skin. Da, și de acolo poți să spice. Nu știu dacă am spus despre mafioți, nu cred că am spus, nu. Că da, ți-am spus înainte să începem, trebuia să spun la început, dar nu contează, că suntem în căutare de mafioze, suntem în căutare de helperi, mafioți, avem doar 4 helperi pe server și suntem în căutare de mafioți în mare parte, avem nevoie și de lead de la celelalte facțiuni, dar mafioți chiar nu prea avem deloc, de exemplu la Grove Street și la The Russian Mafia nu avem lider, la celelalte facțiuni, la Los Vagos, Balas, The Rifa și Los Alte, ca să avem... lider, dar după cum puteți vedea și voi, Balas, The Rifa și Los Aztecas pare doar un membru, adică doar liderul. Pentru a aplica într-o facțiune, adică într-o mafie, aveți nevoie de minim level 3 și 5 ore jucate. Și care sunt cerințele pentru lider? Pentru lider minim 20 de ore jucate și o aplicație pe forum. Deci minim 20 de ore jucate, deci oricum da. Câteva zile acolo, câteva ore jucate,
Da, acum fiind și vacante, după părerea mea, 20 de ore le poți face chiar și în 3-4 zile, dacă nu mai rapid. Sau într-o zi, depinde. Da, poate sunt unii care fac și joacă 10-12 ore pe zi. Păi, na, sunt cazuri speciale. Poți să le faci și într-o zi, nu? Da, mai sunt câțiva pe server care tot la fel au. Mai știu eu pe unul, Stringer, îl chema pe Ruby, da, mă rog. Mai de mult, nu acum. Nu acum, da. Și noi în fiecare duminică la ora 8 premiem cei mai activi jucători. Că pe panel noi avem acolo o secțiune care ne arată cei mai activi jucători. Și de exemplu să zicem că primul jucător cel mai activ are, nu știu, să zicem 50 de ore jucate în ultimele 7 zile. Iar noi o să-i dăm 150 de puncte premiu, adică înmulțit cu 3 numărul lui de ore jucate. Dacă are 100 de ore în 7 zile, îi dăm 300 de puncte premiu în cadou. Adică deci pavere, dacă tu-i... Da, deci poți să ai puncte premiu și fără să donezi cash. Da, numai da, jucându-te. Îți dai seama că poți avea puncte premiu dacă la fiecare bonus se acordă, la fiecare oră fixă se acordă bonus cu puncte premiu. Deci pavera o faci foarte ușor, e momentul să se apuce toți acum pe server. Momentul pentru că... oportun. Pentru că probabil dacă serverul o să crească mai mult, o să scoatem bonusul ăsta automat sau poate o să o lăsăm la 2 ore, nu știu, că acum sunt 24 de bonusuri pe zi, deci... Deci dacă o să fie scăzut, cum s-ar zice, da, în viitor. Probabil, da, dacă o să crească serverul așa la un nivel mai mare, cum era înainte 150 online constant. Poți da și slash jobs, astea sunt joburile de pe server, niște joburi clasice. Văd aici ce oameni diferit, cashier, carpenter. Da. Și astea două mi-au sărit în ochi. Haide să mergem la jobul de casier. Așa, cashier. Da. Dacă ăsta, jobul ăsta, na, e un job relativ interesant, așa, și e... Eu nu l-am mai văzut pe niciun server. Jobul ăsta, nu știu, poate mai e pe vreun server, de eu nu l-am văzut. Eu iar n-am văzut și vorba aia, am intrat pe atâtea servere. Ai preluat un client și ai de colectat produsele din magazin. Ai de adus 14 obiecte la casa de marcat. Bun. Le colectez imediat, în câteva secunde. A, și văd că îmi pune și checkpoint. Mai de adus 13 produse. Durează puțin mai mult până îți dai seama unde e săgeata aia verde. Și după ce colectezi produsele o să fie o chestie, gen trebuie tu, o să vezi imediat, o să prinzi tu acolo ceva ca să primești, vezi imediat acolo. Ca să bun, și care e așa cel mai profitabil job? Am văzut că este o economie medie spre mare, mai mult așa, mai măricică. Da, Infernus-ul e cam 400 ca în dealership și na. Nu e stoc mereu, adică cred că ajunge undeva la 500-600, nici nu știu exact. Da. După părerea mea, cel mai bun job e Fisherman. Nu știu, Fisherman LS, adică o faci imediat, 24/7 e aproape, adică faci imediat. Faci cash-ul banii. Gros. Da, exact, adică după părerea mea, dacă tu faci o oră pe zi job, mai faci și de acolo bani și la job primești și XP și crești în level, deci dacă tu faci o oră job pe zi, îți lași contul pe sleep, ți-l mai lași și noaptea când e X2 payday, deci faci averea foarte ușor. Ce mai acord eu bonus, ies un giver cu Infernus, cu NRG, cu de toate pe server Discord, deci imediat se face averea. Serverul de 2 ani, are 2 ani și 6 luni, cred, deci da, deci 2 de ani când... jumate. Pe și când s-a dat ultima oară wipe sau nu s-a dat niciodată? S-a acordat ultima oară wipe acum un an și 9 luni, ceva de genul. Bun, de atunci era și altcineva scriptă și de atunci s-au schimbat multe. Da, da, și nu se mai acordă înainte, nu eram noi așa pregătiți, dar de acum nu se va mai acorda wipe 100%, garantez chestia asta, că dacă n-am dat în aproape 2 ani wipe, ce am câștigat să dăm acum, știi? A, ieșua jobul deoarece nu ai selectat de produs, cred că nu mi-a apărut de la NB 4 din 5. Bun, și... Ai primit bani, nu? Sau n-ai primit? Nu, n-am primit cash. N-ai primit. Da. Păi, cred că cam atât a fost cu această prezentare. Vă aștept pe toți pe server, căutăm staff, toți au șanse să intre într-o facțiune, bonusuri, mașini de toate. Bonuri, case, bizuri, tot pachetul full option. Game-ul de la zero, na, totul. Ca la carte. Bun, băieți și fete, cam acesta a fost episodul pentru ziua de astăzi. Nu uitați că o să aveți toate lucrurile necesare în descriere.
DNS, forum, panel, tot pachetul. Nu uitați să-mi dați și follow pe Instagram la bc.deni și cel mai tare site de moduri, stringer.ro, site-ul meu de moduri. Alături de mine l-am avut astăzi pe domnul Pinso. Ne auzim data viitoare cu un nou episod. Ciao, les. Salut. Salut.